Ceva pe scurt, Plahotniuc în America. Bună comedie, nu-i așa? Cine a privit ieri televiziunile lui a putut să-și creeze impresia că banditul numărul unu din Moldova a fost invitat în Statele Unite mai nu de însuși președintele Obama. Că Plahotniuc, înțelegi, e șeful delegației din Moldova. Că a fost invitat de Departamentul de Stat. Că a vorbit cu alți demnitari de stat americani și că ăștia l-au lăudat. Din anunțul făcut de ambasada Americii la Chișinău însă, am aflat că de fapt șeful delegației nu-i Plahotniuc, ci ministrul economiei Calmâic, că dintre demnitarii de stat s-a întâlnit doar cu adjunctul secretarului de stat Victoria Nuland, iar referitor la laudele care i s-au adus, noi n-am auzit-o niciuna de la sursă. Toate le știm din gura lui Plahotniuc și a televiziunilor lui. Cât despre instituția care l-a invitat, este vorba despre un ONG, adică o organizație non-guvernamentală axată pe prietenia dintre America și Europa și care probabil este una serioasă, mai ales că îl prezintă oarecum obiectiv pe Plahotniuc, drept cel mai bogat, dar și mai nepopular personaj din Republica Moldova. Apropo, această organizație l-a premiat în anul 2011 pe nimeni altul decât Vlad Filat. Probabil vă mai amintiți de acel episod care nu s-a întâmplat în Statele Unite, ci în Polonia, și premiul lui Filat, care așa mai roșea și se rușina, îl a înmânat cel care acum se rușinează probabil, și anume Donald Tusk. Cât despre locul unde a ajuns acum Filat, poate că ar trebui să-l pună pe gânduri și pe Plahotniuc. Prin vicepreședintele Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care nu deține nicio funcție în stat, efectuează o vizită în Statele Unite ale Americii. Plecarea sa ridică însă multe semne de întrebare. Serviciul de presă al PD-ului anunță că Plahotniuc a plecat în calitate de coordonator executiv al Consiliului Coaliției de Guvernare, funcție ce nu a mai existat până acum. Iar de partea cealaltă, ambasada SUA la Chișinău afirmă că Plahotniuc face parte dintr-o delegație condusă de către vicepremierul Octavian Calmâc. Ambasada cunoaște despre vizita domnului Plahotniuc în Statele Unite ca parte a unei delegații conduse de vicepremierul Calmâc. Înțelegem că delegația va asista la evenimentele găzduite de Consiliul Atlantic și se va întâlni cu reprezentanții organizațiilor internaționale și cei ai guvernului SUA. Nu aș vrea să spun că aflarea lui Plahotniuc în Statele Unite este doar un banc, spre deosebire de demnitarii europeni care nu primesc în cancelarele lor asemenea indivizi, americanii sunt mai puțin grețoși. De-a lungul istoriei lor, ei s-au făcut prieteni cu tot felul de dictatori, traficanți, contrabandiști, așa că Plahotniuc nu este un caz ieșit din comun. El totuși ar trebui să știe că mai devreme ori mai târziu, acești așa ziși prieteni ai Americii au terminat-o mai întotdeauna tare prost. Da, trebuie să recunoaștem că americanii acceptă să aibă de-a face azi cu un Plahotniuc, pentru că Moldova astăzi nu avem nici parlament, nici guvern, nici justiție. În locul tuturor acestor instituții, îl avem doar pe Plahotniuc. Deci americanii vor să-l folosească pe Plahotniuc, Plahotniuc vrea să-i folosească pe americani. Eu unul nu cred că Plahotniuc o să-i fraierească el pe americani. Ceea ce mi-a atras atenția în această vizită a lui Plahotniuc în America este partea ei de spectacol. Pe lângă armata de asistente, banditul și-a luat cu el și o echipă întreagă de filmări. Trebuie să ne așteptăm că în vreo săptămână, două, va apărea și vreun film Plahotniuc în America. De fapt, Plahotniuc a mers acolo la filmări. Nu știu dacă ați văzut aseară cum regizează el aceste filmări. A găsit și un loc foarte potrivit, Capitoliul, adică Parlamentul Americii. Mi-am imaginat așa de bine cât de mult s-a discutat despre cum e mai bine să-l filmeze Plahotniuc singur pe fondul Capitoliului, ori împreună cu Calmâi. Plahotniuc și l-a luat acolo și pe Osipov, care știți că este șeful de campanie electorală a PD-ului și directorul de imagine. Și am văzut scena la care s-a ajuns în cele de urmă, cei trei se prefac că discută ceva pe fondul Capitoliului, în centru e Plahotniuc, iar Calmâc cu Osipov pe flancuri se chinuie să-i pună întrebări și să schițeze mutri serioase. Mai pe scurt, chino-i nemții, cum zic moldovenii.